Hector Malo, singur pe lume. Învăț să citesc. Erau desigur actori cu talent în trupa lui Senior Vitalis. Vorbesc despre câini și despre maimuță. Numai că acest talent era cam același. După ce dădeau 3-4 reprezentații, tot repertoriul se epuiza. Nu puteau decât să se repete. De aceea, nu puteam rămâne multă vreme în același loc. La 3 zile după sosirea noastră în Ussel, a trebuit deci să pornim iar la drum. Încotro. Căpătasem destulă îndrăzneală față de stăpânul meu ca să îmi îngădui a-i pune această întrebare. Cunoști ținutul? Îmi răspunse el uitându-se la mine. Nu. Atunci, de ce mă întrebi unde mergem? Ca să știu. Să știi ce? Rămasei fără grai, privind la drumul lung și alb care cobura în fața noastră șerpuind. Dacă ți-aș spune, continuă el, că ne ducem întâi la Orihac, ca să ne îndreptăm apoi către Bordeaux și de la Bordeaux spre Pirinei, cu ce te alege din asta? Dar dumneata cunoști ținutul? N-am fost niciodată pe aici. Și cu toate astea știi unde mergem? Mă privi din nou cu luarea minte, ca și cum ar fi căutat ceva în mine. Tu nu știi să citești, nu-i așa? Îmi zise el. Nu. Tu știi ce e o carte? Da! Oamenii iau cărți la biserică să citească în ele rugăciunile că nu le știu pe de rost. Am văzut și eu cărți și încă tare frumoase, cu poze înăuntru și cu piele pe din afară. Bun, atunci vezi și tu că se pot pune rugăciuni într-o carte, așa-i? Da. Ei, află că se pot pune și alte lucruri. Când îți pui rugăciunile pe de rost, spui cuvinte pe care mama ta ți le-a vărât în ureche și care din urechi ți s-au îngrămădit în minte ca să ți se întoarcă apoi pe limbă când le rostești. Ei bine, acei ce își spun rugăciunile din cărți nu-și trag din memorie cuvintele rugăciunilor, ci le iau cu ochii din cărțile în care au fost scrise, adică le citesc. Am văzut și eu cum se citește. Zise eu fudulindu-mă ca un om care ține morții și să arate că nu e prost și că știe foarte bine despre ce îi se vorbește. Ceea ce se face cu rugăciunile se poate face cu orice alt lucru. Într-o carte pe care ți-o voi arăta la primul nostru popas, vom găsi numele și povestea locurilor pe unde trecem. Oamenii care au trăit și au cutreierat aceste locuri au pus în cartea mea ceea ce au văzut și ceea ce au aflat și ei. Astfel că n-am decât să deschid această carte și să o citesc ca să cunosc aceste ținuturi. Le văd ca și cum le-aș privi cu ochii mei. Învăț povestea lor ca și cum mi-ar spune cineva. Fusesem crescut ca un adevărat sălbatic, care habar n-avea ce e viața civilizată. Aceste cuvinte însă mi-au deschis ochii și am început să văd, întâi mai greu, dar apoi din ce în ce mai lămurit. Totuși fusesem dat și eu la școală, dar numai o lună de zile. Iar luna aceea nu mi s-a pus nicio carte în mână. Nu mi s-a vorbit nici de citire, nici de scris și nu mi s-a dat nicio lecție de niciun fel. Nu trebuie să credeți, judecând după ce se spune astăzi în școli, că ceea ce spun eu aici nu e cu putință. Pe vremea despre care vorbesc, erau multe sate în Franța care nu aveau școli. Iar în satele unde existau școli, erau niște învățători care, fie că nu știau nimic, fie că aveau altceva mai bun de făcut. Nu dădeau nicio învățătură copiilor. Printre aceștia se număra și învățătorul din satul nostru. Știa el ceva? Se prea poate și n-am să-l învinuiesc de neștiință. Dar adevărul este că în timpul cât am fost în grija lui, nu ne-a dat niciun fel de lecție, nici colegilor mei, nici mie. Avea el altceva de făcut. Adevărata lui meserie era cizmăria. Lucra la saboți și de dimineață până seara îl vedea aruncând în toate părțile așchii de fac și de nuc. Niciodată nu vorbea despre altceva decât despre trecut și de frig sau de ploaie. Dar despre citit, despre socotit, nici vorbă. Asta o lăsa pe seama fetei lui, care trebuia să-l înlocuiască și să țină lecțiile cu noi. Dar cum și ea era de meserie croitoreasă, făcea ca și tatăl ei și când el tăia și scobea în lemn, ea îi dădea de zor cu acul. Trebuia să trăiască și ei săraci. Și cum noi eram numai 12 elevi, plătind fiecare 50 de centime pe lună, 6 franci nu puteau să hrănească două persoane timp de 30 de zile. Completau cu cizmăria și cu croitoria ce nu le putea da școala. Cu alte cuvinte, nu învățase nimic la școală, nici măcar buchile. E greu de citit? L-am întrebat pe Vitalis după ce mersesem destul de multă vreme cugetând adânc.
E greu pentru cei grei de cap. Și e și mai greu pentru cei care nu au bunăvoință. Tu ești greu de cap? Nu știu, dar cred că dacă dumneata ai vrea să mă înveți să citesc, nu mi-ar lipsi bunăvoința. Bine, vom vedea. Avem destul timp înaintea noastră. Destul timp. Păi de ce nu începeam chiar acum? Nu știam cât de greu este să înveți să citești și îmi închipuiam că era de ajuns să deschizi o carte ca să știi ce scrie în ea. A doua zi, pe când ne continuam călătoria, l-am văzut pe stăpânul meu că se apleacă și culege de pe drum o bucată de scândură plină de praf. Uite cartea pe care o vei învăța să o citești, îmi zise el. O carte. Scândura asta. M-am uitat la el să văd dacă nu cumva își bate joc de mine. Apoi, văzându-l serios, am privit cu băgare de seamă la minunăția pe care o găsise. Era o scândură ca toate scândurile, lungă de un cot, lată de două palme, bine lustruită. Nu avea nimic scris pe ea și nicio poză. Cum să citești pe scândura asta? Și ce să citești? Mintea ta lucrează, îmi spuse Vitalis râsând. Văd că dumneata ați bat joc de mine. Nici când, băiete. Bat jocura poate fi bună ca să îndrepți o fire nărăvită, dar când e vorba de neștiința cuiva, atunci e dovadă de prostie din partea celui care o folosește. Ai răbdare până ajungem la păduricea de acolo, ne vom odihni puțin și vei vedea în ce fel am să te învăț să citești cu scândurica asta. Ajunserăm curând la pădurice și, după ce lăsarăm traistele jos, ne așezarăm pe iarba care începea să încolțească și prin care bălnuții răsăreau aici și colo. Sufletel, scăpa din lanț, se repezi într-unul din copaci, scuturându-i crengile pe rând, de parcă ar fi vrut să-l scuture de nuci, în vreme ce câinii, mai cuminți și mai gosteniți, se culcară în cerc în jurul nostru. Atunci Vitalis, scoțându-și briceagul din buzunar, se munci să desprindă din scândură o fâșie de lemn cât mai subțire. După ce izbuti, netezi această fâșie pe amândouă părțile, în toată lungimea ei, apoi o tăie în pătrățele mici, obținând în felul acesta 12 bucățele de aceeași mărime. Nu-l slăbeam din ochi, dar mărturisesc că, deși îmi încordeam mintea cât puteam, totuși nu înțelegeam deloc cum voia el să facă o carte din niște bucățele de lemn. Căci, mă rog, oricât eram de neînvățat, atâta lucru știam, că o carte se compune dintr-un număr oarecare de foi de hârtie pe care se văd niște semne negre. Unde erau foile de hârtie? Unde erau semnele negre? Pe fiecare din aceste bucățele de lemn, îmi spuse el, voi săpa mâine cu vârful briceagului o literă de alfabet. Vei învăța astfel forma literelor și când le vei cunoaște bine, fără să te înșeli, de la prima vedere, le vei așeza unele lângă altele ca să poți alcătui cuvinte. După ce vei ajunge să formezi ușor cuvintele pe care eu ți le voi da, vei fi în stare să citești și într-o carte. Curând avui buzunarele pline de o mulțime de bucățele de lemn și cunoscui astfel, destul de repede, literele alfabetului. Dar ca să ajung să citesc, mai trebuia să treacă însă vreme multă, căci lucrurile mergeau destul de greu. Ba, uneori îmi părea chiar rău că mă mai apucasem să învăț carte. Trebuie să spun însă, ca să fiu drept față de mine însumi, că nu din pricina lenei îmi părea rău, ci din mândrie. Învățându-mă pe mine literele alfabetului, Vitalis se gândi că ar putea să-l învețe în același timp și pe Capi. Dacă putuse câinele să-și bage bine în cap cifrele orelor, de ce nu și-ar băga în cap literele? Și luarăm lecții împreună. Astfel că ajunsesem colegului Capi sau cățelul ajunsese colegul meu, cum doriți. Bineînțeles, Capi nu trebuia să rostească literele pe care le vedea, deoarece nu avea grai, dar când bucățelele de lemn erau înșirate pe iarbă, el trebuia să tragă cu laba literele pe care le numea stăpânul nostru. La început făcui progrese mai repede decât el. Dar dacă inteligența mea era mai ageră, în schimb memoria lui era mai sigură. Un lucru odată învățat devenea pentru el un lucru știut pe veci. Nu-l mai uita. Și cum nu era niciodată cu gândul aiurea, nu șovăia și nu se încurca niciodată. De aceea, când greșeam, stăpânul nostru nu scăpa prilejul să spună: Capi o să citească înaintea lui Remi. Iar câinele, înțelegând fără îndoială, tădea din coadă foarte mândru. Să fii mai prost decât un animal într-o comedie, treacă că meargă, adăugă Vitalis. Dar, în realitate, e mai mare rușine. Asta mă ustura pe mine într-atât încât îmi dădui silința și, pe când bietul câine de-abia ajunsese să-și scrie numele, alegând dintre toate literele alfabetului pe cele patru din care era alcătuit, eu învățasem să citesc chiar într-o carte.
Acum că știi să citești scrisul, am zis Vitalis, n-ai vrea să înveți să citești și muzica? Și dacă o să știu să citesc muzica, o să pot și eu să cânt ca dumneata? Ți-ar plăcea să cânti ca mine? O, chiar ca dumneata, știu eu bine că nu e cu putință, dar în sfârșit măcar să cânt. Îți face plăcere să mă auzi cântând? Cea mai mare plăcere. Și privighetoarea cântă frumos, dar mie mi se pare că dumneata cântă mai frumos. Și pe urmă nici nu e același lucru. Când cânti dumneata, faci din mine ce vrei. Îmi vine să plâng și îmi vine să râd. Și o să-ți mai spun ceva care poate o să ți se pare o nerozie. Când din întâmplare cânti o melodie duioasă sau tristă, îmi amintesc de tușa mea. Îmi zboară gândul la ea, o văd pe ea în casa noastră. Și asta așa, fără să înțeleg cuvintele pe care le cânti, fiindcă sunt italienești. Pe când vorbeam astfel, l-am privit și mi s-a părut că îi văd ochii înlăcrimați. Atunci m-am oprit și l-am întrebat dacă îl necăjisem, spunându-i lucrurile acestea. Nu, copile, îmi răspunse el mișcat. Nu mă necăjești. Dimpotrivă, îmi aduce aminte de tinerețea mea, de timpurile frumoase. Fii fără grijă, te învăț să cânti. Și cum ai suflet, vei face și tu și pe alții să plângă și vei fi aplaudat, o să vezi. Apoi s-a oprit și mi-am dat seama că nu mai vrea să vorbească de lucrurile acestea, dar din ce pricină n-am putut ghici. N-am aflat-o decât mult mai târziu, în niște împrejurări dureroase, înspăimântătoare pentru mine, pe care le voi povesti când le va veni rândul. Chiar de-a doua zi, stăpânul meu a făcut cu muzica ceea ce făcuse și cu cititul. Adică a început să taie iar niște pătrățele de lemn pe care le-a scopit cu vârful briceagului. De data asta însă a trudit mai mult, căci diferitele semne de care e nevoie spre a nota muzica dau naștere la combinații mai complicate decât pentru alfabet. Ca să nu-mi îngreuneze buzunarele, folosi ambele fețe ale pătrățelelor de lemn și după ce făcu pe o parte și pe alta câte 5 linii ce reprezentau portativul, înscrise pe o față cheia lui sol și pe cealaltă cheia lui fa. Apoi când totul era gata, începură lecțiile și mărturisesc că acestea nu fură mai ușoare decât cele de citire. De multe ori Vitalis, care era atât de răbdător cu câinii, cu mine ieșea din fire. Cu un animal, striga el, te stăpânești pentru că știi că e animal, dar tu o să mă bagi în mormânt. Și ridicând mâinile spre cer într-un gest teatral și le plesnea cu zgomot pe coapse. Sufletel, căruia îi plăcea să imite tot ce îi se părea lui că e caragios, îi copiase această mișcare și cum aproape întotdeauna era de față la lecțiile mele, muream de ciudă să-l văd la fiecare șovăia la mea, cum ridica brațele în sus și le plesnea apoi peste coapse. Până și Sufletel râde de tine, îi spunea Vitalis. Cu multă îndrăzneală, i-aș fi răspuns că râdea atât de profesor cât și de elev, dar respectul, precum și o oarecare sfială nelămurită, mă împiedicau, din fericire, să rostesc acest răspuns. Mă mulțumeam să mi-l spun în sinea mea și astfel suportam mult mai ușor umilința. În sfârșit, după primele noțiuni de muzică, am avut marea mulțumire de a cânta o melodie după notele scrise de Vitalis pe o foaie de hârtie. În ziua aceea, nu și-a mai plesnit mâinile, ci mi-a dat câte o pălmuță prietenoasă pe fiecare obraz, spunându-mi că dacă merge tot așa, voi ajunge negreșit un mare cântăreț. Bineînțeles, învățătura asta nu s-a făcut într-o zi, două. Timp de săptămâni și de luni, buzunarele mi-au fost pline de pătrățele de acele de lemn. De-alminteri, munca mea nu se desfășura regulat ca aceea copiilor care merg la școală, ci numai în clipele lui libere, când putea și stăpânul meu să-mi dea lecțiile. Trebuia să străbatem în fiecare zi drumul de la un sat la altul, unul mai scurt, unul mai lung, după cum satele erau mai apropiate sau mai îndepărtate. Trebuia să dăm reprezentații oriunde era rost de câștigat ceva bani. Trebuia să-i punem pe câini și pe domnul Sufletel să-și repete rolurile. Trebuia să ne gătim noi singuri masa de prânz și de seară și numai după ce făceam toate treburile astea putea fi vorba de citit sau de muzică, de cele mai multe ori la câte un popas la umbra unui copac sau pe câte un morman de pietre. Iarba verde sau poteca îmi țineau loc de masă ca să-mi pot întinde bucățelele de lemn. Educația asta nu seamănă deloc cu aceea pe care o primesc atâția copii care n-au altceva de făcut decât să învețe și care se plâng totuși că n-au vreme să-și facă lecțiile ce li se dau. Dar se cuvine să spun că este ceva și mai important decât timpul închinat învățăturii și anume silința ce ți-o dai. Nu ceasul petrecut a plecat deasupra lecției te face să-ți rămână lecția în cap, ci voința de a învăța. Din fericire pentru mine, eram în stare să-mi încordez voința fără să mă las prea desfurat de ceea ce se petrecea împrejur.
Cât aș fi învățat eu dacă n-aș fi putut munci decât într-o cameră cu urechile astupate, cu ochii pironiți în carte ca unii școlari? Nimic, căci eu nu aveam nici cameră unde să mă pot închide și, mergând de-a lungul șoselelor, trebuia să mă uit unde pun piciorul ca să nu cadă în nas. În sfârșit, am învățat și eu ceva și, în același timp, m-am deprins să fac marșuri lungi, care mi-au fost tot atât de folositoare ca și lecțiile lui Vitalis. Fusesem un copil destul de plăpând pe vremea când trăiam la Tușa Barbera și felul cum se discutase despre mine o dovedește îndeajuns. Un copil de la oraș, cum spusese Barbera, cu picioare și cu mâini prea subțiri, cum spusese Vitalis. De când însă trăiam pe lângă stăpânul meu și duceam o viață destul de aspră în aer liber, mâinile și picioarele mi se întăriseră, plămânii mi se dezvoltaseră, pielea mi se tăbăcise și ajunsesem în stare să îndur, fără să-mi pese, frigul și căldura, arșița sau ploaia, munca, lipsurile, oboselile. Și a fost într-adevăr o mare fericire pentru mine această ucenicie, care mi-a dat puterea să rab de loviturile aspre și nemiloase, care de atâtea ori în tinerețea mea aveau să se abată asupra mea. Peste munți și văi. Cutreierasem până acum o parte din sudul Franței, Auvergne, Veia, Vivres, Cherei, Ruergue, munții Cevennes și Languedocul. Felul nostru de a călători era cât se poate de simplu. Mergeam tot înainte la întâmplare și când dădeam peste vreun sat care, de departe, ni se părea mai păcătos, ne pregăteam cu toată grija să ne facem câte o intrare triumfală. Eu găteam câinii, o pieptănam pe Dulce, îl îmbrăcam pe Zerbino, îi puneam lui Capi un plastore peste ochi ca să poată juca rolul unui soldat bătrân și, în sfârșit, îl sileam pe Suflețel să se îmbrace cu haina lui de general. Dar asta era partea cea mai grea, căci maimuțoiul, care știa foarte bine că găteala înseamnă pregătirea pentru muncă, se zbătea cât putea și recurgea la tot felul de giumbuș lucruri ca să mă împiedice de a-i pune hainele. Atunci îl chemam în ajutor pe Capi, care, prin diligența, prin instinctul și agerimea lui, izbutea aproape totdeauna să zădărnicească și retricurile maimuțoiului. De îndată ce trupa era gata echipată de gală, Vitalis își luă fluierul și, înșirându-ne frumos pe toți unul după altul, ne făcea intrarea în sat. Dacă numărul curioșilor pe care îi atrăgeam după noi era destul de mare, dădeam reprezentația. Dacă, dimpotrivă, era prea mic ca să nădăjduim vreun câștig, porneam mai departe. Numai prin oraș rămâneam mai multe zile și atunci eu aveam libertatea de a mă duce dimineața la plimbare, pe unde voiam, și îl luam cu mine și pe Capi. Dar, bineînțeles, un Capi ca toți câinii, fără costumul de teatru, și hoinărăm pe străzi. Vitalis, care de obicei mă ținea cu strășnicie pe lângă el, în aceste ocazii îmi dădea bucuros drumul. Fiindcă întâmplarea, îmi spunea el, te face să străbați Franța la o vârstă când alți copii sunt îndeopște la școală, deschide bine ochii, privește și învață. Când vei avea vreo nelămurire, când vei vedea ceva ce nu vei înțelege, dacă ai depus întrebări, pune-mi-le fără teamă. Pentru că nu întotdeauna voi fi în stare să-ți răspund, căci nu am pretenția nici eu că le știu pe toate, dar poate voi ști să-ți satisfac curiozitatea. N-am fost toată viața numai directorul unei trupe de animale dresate și am învățat și alte lucruri decât ceea ce îmi folosește acum ca să prezint pe Capi sau pe Suflețel în fața onoratului public. Și ce anume ai fost? Lasă asta acum. Vom mai vorbi noi altă dată. Deocamdată află că și un dresor de câini poate să fie avut cândva o oarecare situație. Totodată mai trebuie să știi dacă azi te găsești pe cea mai de jos treapta vieții, poți, dacă vrei, să te ridici cu vremea la una mai înaltă. Asta depinde puțin și de împrejurări, dar foarte mult de tine. Ascultă lecțiile, ascultă sfaturile pe care ți le dau copile și mai târziu, când vei fi mare, nădăjduiesc că te vei gândi cu duioșie și cu recunoștință la bietul muzicant de care ți era atâta groază când te-a smuls de lângă femeia care te înfiase. Îmi spune mie inima că întâlnirea noastră îți va purta noroc. Care putuse fi oare această situație despre care stăpânul meu vorbea atât de des, dar cu o vădită rezervă? Întrebarea asta îmi ațăța curiozitatea și îmi dădea de gândit. Dacă el se aflase cândva pe o treaptă înaltă, pe scara vieții, de ce se găsea acum atât de jos? Mie îmi spunea că dacă vreau, pot să mă ridic. Eu care nu aveam nimic, care nu știam nimic, care nu aveam nici familie, nici pe nimeni care să mă ajute. Dar el, de ce ajunsese oare atât de jos? După ce am părăsit ținutul Auvergne, ne-am trezit în pustietățile Chersiului, formate din câmpii întinse, când mai ridicate, când mai coborâte, unde nu întâlnești decât terenuri necultivate și câte un crâng de copaci rari și chirciți. Nu există alt ținut mai jalnic și mai sărac.
Și ceea ce îi mărește această impresie călătorului ce trece pe acolo este că aproape nicăieri nu zărești vreo apă. Nu sunt râuri, nu sunt pâraie, nu sunt iazuri. Aici colo câte o albie pietroasă de râu secată. Apele s-au afundat prin văgăuni și au dispărut pe sub pământ ca să izvorască mult mai departe, dând naștere la râuri și fântâni. În mijlocul acestei câmpii, arsă de secetă la vremea când o străbăteam noi, se afla un sat mare cu numele de Bastid Murat. Acolo am petrecut o noapte în patul unui han. Aici, îmi spuse Vitali seara când stăteam de vorbă înainte de culcare, în acest ținut și poate chiar în acest han, s-a născut un om pentru care au murit mii de soldați și care și-a început viața ca ajutor de grăjdar, iar apoi a ajuns prinț și rege. Se numea Murat. A fost socotit erou, iar satul acesta a fost botezat cu numele lui. L-am cunoscut și eu și deseori am stat de vorbă cu el. L-am întrerupt fără voia mea. Pe când era ajutor de grăjdar? Nu, răspunse Vitalis râzând. Pe când era rege. E prima dată în viața mea când trec pe aici. Pe el însă l-am cunoscut la Napoli, la curtea lui. Ai cunoscut cu adevărat un rege? Se vede că mirarea mea era atât de caragioasă încât stăpânul meu izbucni din nou din râs și râse multă vreme. Ședeam amândoi pe o bancă în fața grajdului, cu spatele rezemat de zidul care păstra căldura din timpul zilei. Într-un paltin uriaș ce ne acoperea cu frunzișul lui, greierii își țâriau cântecul lor monoton. În fața noastră, pe deasupra acoperișurilor, luna plină care răsărise urca încetişor pe cer. Seara aceasta era cu atât mai dulce pentru noi cu cât fusese ziua mai arzătoare. Vrei să te culci? Mă întrebă Vitalis. Sau vrei să-ți povestesc istoria regelui Murat? Mai e vorbă! Povestește-mi! Te rog, povestește-mi! Atunci îmi povesti de-a fi rapări istoria regelui Murat și ceasuri în șir am stat pe banca aceea fără să ne mișcăm. El vorbind, iar eu cu ochii ațintiți pe fața lui iluminată de razele palide ale lunii și ascultând. Fa să zic că toate astea erau cu putință. Nu numai cu putință, ba chiar adevărate. Până atunci, apar nu avusesem de istorie. Cine să-mi fi vorbit mie despre așa ceva? De bună seamă nu tușa Parpera, care nici nu știa ce este aceea. Ea se născuse în satul Șabanun și tot acolo avea să și moară. Mintea ei nu se încumetase să pătrundă mai departe decât până unde îi ajungea privirea. Și pentru ea, lumea se mărginea la ținutul pe care îl putea îmbrățișa cu ochii de pe culmele muntelui Oduz. Pe câtă vreme, stăpânul meu văzuse un rege și regele acesta vorbise cu el. Ce fusese oare stăpânul meu în tinerețe? Și cum de ajunsese la bătrânețe așa cum îl vedeam acum? Toate astea erau de ajuns ca să dea de furcă unei minți de copil, sprintenă, neastâmpărată și dornică de minunății. Uriașul cu cizme de 7 poște. Părăsind ținuturile acelea sterpe și pietroase, amintirile mă poartă într-o vale răcoroasă și plină de verdeață, aceea a râului Dordogne, pe care o coborâm cu popasuri dese, căci bogăția ținutului s-a răsfrânt aici asupra locuitorilor, iar reprezentațiile noastre sunt numeroase și gologanii curg destul de ușor în tăvița lui Capi. Un pod plutind în aer, ușor, de parcă ar fi ținut în ceață de mâini nevăzute, se înalță deasupra unui râu care își rostogolește domol apele leneșe. Un oraș în ruine, cu șanțuri, cu subterane, cu turnuri și cu greieri ce țârie în copăcei crescuți aici și colo printre zidurile dărâmate ale unei mănăstiri, e orașul Saint-Emilion. Numai că toate acestea se amestecă oarecum nelămurit în capul meu. Dar iată că îmi vine în minte o întâmplare care m-a izbit atunci îndeajuns cât să mi se întipărească adânc în amintire și să o pot înfățișa acum cu toată puterea. Petrecusem noaptea într-un sat destul de păcătos și îl părăsisem dimineața în zori. Mersese multă vreme pe o șosea prăfuită, când deodată privirile noastre, până atunci îngrădite pe un drum mărginit de vii, se așternură în voie pe o întindere nesfârșită, ca și cum o perdea s-ar fi ridicat pe neașteptate în fața noastră. Un râu lat șerpuia lin în jurul dealului pe care ajunsesem. Dincolo de râu, acoperișurile și clopotnițele unui oraș mare cât toate zilele se zăreau risipite până departe în zare. Ce de case, ce de hornuri! Unele mai înalte și mai înguste, avântate ca niște coloane, împroșcau vârtejuri de fum negru care, luat de vânt, forma deasupra orașului un strat de ceață întunecoasă. Pe râu, cam pe la mijloc, și de-a lungul cheiului se îngrămădeau zeci de corăbii care, ca arborii unei păduri, își încurcau unele într-altele catargele, funiile, vântrele și pavilioanele lor multicolore ce fâlfuiau în vânt. Se auzea un huruit surd,
zgomot de fierărie și de căldărărie, lovituri de ciocan și pe deasupra gălăgia precinuită de huruitul numeroaselor trăsuri ce se vedeau alergând în sus și în jos pe cheiuri. "Iată-ne la Bordeaux," îmi spuse Vitalis. Pentru un copil crescut, cum fusesem crescut eu, care nu văzusem până atunci decât satele sărăcăcioase din Crust sau cele câteva orășele pe care întâmplarea mi le scosese în cale, era o priveliște cam basme. Picioarele mi s-au oprit fără să vreau. Stăteam nemișcat, privind, când înaintea mea, când la dreapta, când la stânga, cu desăvârșire uluit. Dar curând ochii mi-au rămas ațintiți într-un singur punct, la apă și la corăbii. Într-adevăr, se petrecea acolo o mișcare neînțeleasă care mă atrăgea cu atât mai mult cu cât nu pricepeam nimic. Corăbii cu pânzele în vânt coborau râul, aplecate ușor pe o parte, altele îl urcau, altele stăteau nemișcate ca niște insule, iar altele se învârteau singure pe loc, fără să vezi cine le mișca. În sfârșit, mai erau și unele care, fără catarge, fără pânze, dar cu un horn ce arunca în văzduh vârtejul groase de fum, alergau grăbite în toate direcțiile, lăsând în urmă, pe apa gălbuie, dâre de spumă albă. "E ora fluxului," îmi zise Vitalis, răspunzând, fără ca eu să-l fi întrebat, mirării mele. "Unele corăbii sosesc din larg după călătorii lungi. Uite-le, cu zugrăveala stricată și arată parcă ruginite. Altele părăsesc portul. Acelea pe care le vezi pe la mijlocul apei, rotindu-se în jurul ancorei ca să se îndrepte vârful către apa care urcă. Iar acelea care aleargă, învăluite în nori de fum, sunt remorcherele." "Ce cuvinte ciudate pentru mine! Ce de lucruri noi!" Până la podul care face legătura între La Bastide și Bordeaux, Vitalis n-a avut timp să răspundă nici măcar la a suta parte din întrebările pe care voiam să îi le pun. Până atunci nu stătusem niciodată mai multă vreme în orășelele pe care le întâlneam în cale, căci nevoia de a găsi mereu public nou ne silea să schimbăm în fiecare zi locul unde dădeam reprezentațiile. Cu niște artiști ca aceia care alcătuiau trupa vestitului senior Vitalis, repertoriul nu putea fi, ce-i drept, prea variat și după ce jucam slugă la domnul Suflețel, Moartea generalului, Dreptatea învinge, Suflețel la curățenie și alte 3-4 piese, eram gata. Artiștii noștri arătaseră tot ce știau și nu ne rămânea decât să ne ducem și să jucăm în altă parte, Suflețel la curățenie sau Dreptatea învinge, în fața unor spectatori care nu le mai văzuseră. Dar Bordeaux este un oraș mare, unde publicul se reînnoiește cu ușurință și era de ajuns să ne mutăm dintr-un cartier într-altul pentru a putea da câte 3-4 reprezentații pe zi, fără să ni se strige, așa cum mai pățisem de ună zi la Cahor: "Păi ce, tot aia și tot aia!" De la Bordeaux trebuia să ne ducem la Pau. Am fost așadar siliți să străbatem întinderea pustie, care începe de la porțile Bordeauxului și se sfârșește în Pirinei și căreia îi se zice Land. Deși nu mai eram acum șoricelul din fabulă care cască gura de admirație și de spaimă la tot ce vede, făcui chiar de la începutul acestei călătorii o greșeală atât de mare încât stăpânul meu se tăvăli multă vreme de râs și se distra pe socoteala mea până la sosirea noastră în Pau. Plecasem din Bordeaux de vreo 7-8 zile și, după ce mersesem mai întâi de-a lungul Garonei, o părăsisem în Langon și pornisem spre Mont-de-Marsan, pe drumul care o ia de-a dreptul peste câmp. Nu se mai vedeau nici vii, nici fânețe, nici livezi, ci numai pădurici de molifți și bălării. Curând, casele începură să se rărească, devenind tot mai sărăcăcioase. Apoi ne trezirăm în mijlocul unei câmpine sfârșite care se întindea înaintea noastră, unduind ușor cât vedeai cu ochii. Nu zărei nici arături, nici păduri, doar pământ cenușiu în depărtare, iar în apropiere, de jur împrejur, de-a lungul drumului acoperit cu mușchi catifelat, buruieni uscate și grozame pipernicite. "Iată-ne ajunși în Land," zise Vitalis. "Avem de mers prin pustiul acesta vreo 20-25 de poște. Dă-ne, Doamne, curaj picioarelor noastre." Dar nu numai picioarelor le trebuia curaj, ci și minții și inimii. Căci tot mergând pe drumul acesta ce părea că nu se mai isprăvește, simțeai cum te cuprinde o tristețe nelămurită, un fel de deznădejde. De atunci am călătorit în mai multe rânduri pe mare și de câte ori m-am aflat în mijlocul oceanului, fără să zărez vreo pânză de corabie la orizont, am regăsit în mine acest sentiment de neînțeleasă melancolie care mă cuprinsese în pustietățile acelea. Ca și pe ocean, ochii noștri alergau până la orizontul înecat în aburii toamnei, fără să poată zări nimic altceva decât aceeași câmpie cenușie ce se întindea înaintea noastră, netede și moartă. Mergeam, și când ne uitam în jurul nostru, ni se părea că bătusem orașul pe loc, căci priveliștea era aceeași. Mereu buruieni, mereu mărăcini, mereu mușchi, iar
Ferigile, ale căror frunze mlădioase și mișcătoare unduiau însuflarea vântului, se încovoiau, se îndreptau la loc și se zbuciumau ca niște valuri. Arar treceam și prin câte o pădurice, care însă nu-mi veselea de fel priveliștea, cum se întâmpla de obicei. Erau păduri de molifți, ale căror crengi fuseseră retezate până aproape de vârf. De-a lungul trunchiului aveau niște crestături adânci și roșii, prin care se scurgea rășina ca niște lacrime albe de cristal. Când vântul trecea vijelios prin cetina lor, stârneau o muzică atât de jalnică că ți se părea că e chiar glasul acestor copaci schilodiți ce se vaită din pricina rănilor lor. Vitalis îmi spusese că vom ajunge spre seară într-un sat unde vom poposi, dar seara se apropia și nu zăream încă nimic care să vestească vecinătatea satului. Nici arături, nici vite la pășune, nici îndepărtare vreun fum care să se ridice deasupra vreunei case. Eram ostenit de mult ce umblasem toată ziua și pe deasupra mă mai copleșea și un soi de toropeală. Oare satul cel mult așteptat are să se arate vreodată la capătul acestui drum nesfârșit? În zadar deschideam ochii cât puteam și mă uitam în depărtare. Nu uzăream decât câmpie și iar câmpie, ale cărei tufișuri se topeau tot mai mult în înserarea ce se lăsa. Nădejdea că vom ajunge curând ne făcuse să iuțim pasul și vedeam că până și stăpânul meu, cu toată obișnuința lui de a străbate drumuri lungi, dădea semne de oboseală. Se opri vrând să se odihnească o clipă la marginea drumului. Dar eu, în loc să mă așez lângă el, am alergat spre o movilă plină cu mărăcini ce se afla nu departe de o șosea, cu gândul să văd dacă nu zăresc cumva vreo lumină prin împrejurimi. Îl chemai și pe Capi, însă Capi era și el frânt de oboseală și se făcu că nu mă aude, după obiceiul lui când nu voia să asculte. Ți-e frică? Mă întreba Vitalis. Vorba asta m-a făcut să nu mai stărui și am pornit singur în cercetare. Nu voiam să dau prilej stăpânului să glumească pe socoteala mea, mai ales că nu simțeam nici cea mai mică teamă. Între timp, noaptea se lăsase, fără lună, însă cu stele strălucitoare ce luminau cerul și își vărsau lumina în aerul împânzit de o ceață ușoară, prin care privirea putea străbate nestingherită. Tot mergând și uitându-mă în dreapta și în stânga, am băgat de seamă că amurgul acesta vaporos dădea lucrurilor forme foarte ciudate. Trebuia să privești bine ca să deosebești tufișurile, mărăcinii și mai ales acei câțiva copăcei care aici și colo își înălțau tulpinele strâmbe și crengile răsucite. Căci, de departe, tufișurile, mărăcinii și copăcii aceștia aduceau cu niște ființe vii dintr-o lume de basm. Totul era ciudat. Ai fi zis că, odată cu întunericul, câmpia își schimbase înfățișarea, de parcă s-ar fi umplut de tainice vedenii. Îmi trecu prin gând, nici eu nu știu cum, că un altul în locul meu s-ar fi înspăimântat poate de aceste arătări, ceea ce, la urma urmei, era cu putință, deoarece și Vitalis mă întrebase dacă nu mi-era frică. Totuși, punându-mi această întrebare, nu mă simțeam nicio spaimă. Pe măsură ce urcam povârnișul colnicului, mărăcinii se făceau tot mai mari, buruienile și feringile tot mai înalte. Vârfurile lor îmi treceau deseori de cap și, din când în când, chiar eram silit să mă strecor pe sub ele. Cu toate acestea, am ajuns curând în vârful movilei. Dar, oricât am căscat ochii, n-am văzut nici cea mai mică lumină. Privirile îmi piereau în beznă. Nimic altceva decât forme nelămurite, umbre stranii, mărăcini ce păreau că-și întind crengile spre mine ca niște brațe lungi, mlădioase sau tufișuri ce se legănau. Nezărind nimic care să-mi vestească vecinătatea vreunei case, ciuleam urechile pentru a încerca să prind cât de cât un zgomot cunoscut, mugetul unei vaci, lătratul unui câine. Am stat așa o clipă ținându-mi răsuflarea ca să aud mai bine și deodată am simțit un fior pe șira spinării. Tăcerea pustietății mă înspăimânta. Îmi era frică. De ce? Nu știam nici eu. De tăcere fără îndoială, de singurătate, de noapte. În orice caz, simțeam că mă paște o primejdie. Chiar în clipa aceea, privind în jurul meu cu adâncă neliniște, am zărit în depărtare o umbră cât toate zilele, mișcându-se repede pe deasupra tufișurilor și, în același timp, am auzit ca un foșne de crengi atinse ușor întreagăt. Am încercat să-mi spun că numai frica e de vină și că ceea ce luasem eu drept umbră era fără îndoială un copăcel pe care nu-l zărisem din capul locului. Dar nu sufla nicio adiere. Crengile, oricât ar fi fost ele de ușoare, nu se puteau mișca singure. Trebuie ori să le miște vântul, ori să le scuture cineva. Cineva? Nu, nu putea să fie om namila asta neagră care venea spre mine. Mai degrabă un animal necunoscut, o pasăre de noapte sau poate un păianjen imens cu patru labe, ale cărui mădulare subțiri și lungi se zăreau pe cerul palid mișcându-se deasupra tufișurilor și ferigilor. Un lucru era sigur,
Acest animal cu picioare de o lungime neobișnuită se îndrepta spre mine în salturi splintene. Gândul ăsta am dezmorțit picioarele și, răsucindu-mă pe călcâie, mă repezi pe povârniș la vale ca să ajung cât mai uite lângă Vitalis. Lucru curios însă, înaintam mai încet acum la coborâre decât la urcare. Nimeream tot în tufele de mărăcini și în bălării, mă izbeam, mă agățam, mă opream la fiecare pas. Pe când mă zbăteam ca să scap dintr-un tufiș, am aruncat în fugă o privire îndărât. Lihania se apropiase, mă ajungea. Din fericire de aici înainte, câmpia era presărată numai de ierburi, fără mărăcini, astfel că am putut să gonesc și mai iute. Totuși, oricât de iute alergam eu, Namila alerga mai repede decât mine. Nu aveam nevoie să întorc capul, o simțeam în spatele meu. Abia mai trăgeam sufletul, sugrumat cum eram de spaimă și de fuga mea nebună. Cu o ultimă sforțare am ajuns până la stăpânul meu, căzând la picioarele lui, în vreme ce câinii, care zvâcniseră în sus, lătrau toți trei din răsputeri. Nu o putui îngăima decât o singură vorbă, pe care o repetam fără să-mi dau seama. Tihania! Tihania! Printre lătrăturile câinilor am auzit deodată un lung hoho de râs, în același timp, punându-mi mâna pe umăr, stăpânul mă sili să întorc capul și să privesc îndărât. Tihania ești tu, zise el râsând. Ia uite-te puțin dacă nu te temi. Râsul lui, mai curând decât vorbele lui, făcu să-mi vină inima la loc. Îndrăsni deci să deschid ochii și să privesc încotro mi-arătă el cu mâna. Arătarea care mă scosese din minți se oprise locului și stătea nemișcată în mijlocul drumului. Mărturisesc că am avut din nou o clipă de șovăială și de spaimă, dar acum nu mai eram singur în pustietatea câmpiei. Vitalis se afla alături, câinii mă înconjurau, nu mai eram pradă tulburării pe care ți-o stârnesc în suflet singurătatea și tăcerea. Mi-am luat inima în dinți și am privit cu hotărâre. Animal să fie, om să fie. Trupul, capul și mâinile erau de om. În schimb, trupul era acoperit cu păr ca la animale și avea două labe lungi și slabe pe care se sprijinea. Cu toate că întunericul se îndesise, deosebeam destul de bine aceste amănunte, căci umbra, cât toate zilele, se contura neagră pe cerul slab luminat de stele. Aș mai fi stat așa multă vreme fără să știu ce răspuns să dau întrebării mele, dacă stăpânul nu s-ar fi adresat arătării. Ai putea să-mi spui cât mai avem de mers până la primul sat? Întrebă el. Prin urmare, era om de vreme ce îi se vorbea. Dar în loc de răspuns, nu auzi decât un râs scurt ca țipătul unei păsări. Va să zic că era totuși animal. Stăpânul însă continua să-i pună întrebări, ceea ce mi s-a părut cu totul nesăbuit, pentru că dacă animalele pricep câteodată ce li se spune, ele nu pot să răspundă. Mare nu-mi fu însă mirarea când animalul spuse că prin împrejurim nu erau case, ci numai o tarla la care se învui să ne ducă și pe noi. Atunci, dacă vorbea de ce avea labe? Aș fi îndrăsnit, m-aș fi apropiat de el să-i văd labele, clar, cu toate că nu părea răutăcios, nu avui curaj și, luându-mi traista, îl urmai pe stăpân fără nicio vorbă. Acum aveți de ce te-ai speriat atât de tare? Mă întreba el pe drum. Da, dar tot nu știu ce e. Sunt oare și uriași pe meleagurile astea? Da, că nu mă picioroange. Și mă lămuri cum oamenii din land, ca să străbată locurile astea nisipoase sau mlăștinoase, fără să se afunde până la brâu, se slujesc de două prăjini prevăzute cu câte o scăriță pe care și le leagă de picioare. Și iată cum ajung ei să pară copiilor fricoși că sunt niște uriași cu cizme de șapte poște. La judecată. Despre Po mi-a rămas o amintire plăcută. E un oraș în care vântul nu bate aproape niciodată. Și cum am stat acolo toată iarna, silit să ne petrecem zilele pe străzi, prin piețele publice sau pe bulevarde, se înțelege că am prețuit cum se cuvine norocul acesta. Totuși, nu din pricina asta se hotărî stăpânul să rămână atâta vreme în același loc, ci pentru altceva mult mai important, și anume abundența câștigurilor noastre. Într-adevăr, toată iarna am avut un public alcătuit din copii, care nu se mai sătura de programul nostru și nu ne strigau niciodată, păi ce, tot aia și tot aia? Cei mai mulți erau copii de englezi, băieți dolofani și rumeni și fetițe drăguțe cu ochi mari și blajini, aproape tot atât de frumoși ca ai dolcei. Atunci am început eu să mă deprind cu gustul alberților și al huntelilor și ai altor pesmeți cu care, înainte de a pleca de acasă, copiii aveau grijă să-și umple buzunarele pentru a-i împărți după aceea cu dărnicie lui sufletel, câinilor și mie. Când s-a apropiat primăvara cu zile mai călduroase, publicul nostru a început să se rărească.
și de câte ori, la sfârșitul reprezentației, nu ne pomeneam cu copii care veneau să dea mâna cu sufletel și cu capii. Își luau rămas bun. A doua zi, nu-i mai vedeam. Foarte curând ne-am pomenit singuri în piețile publice și am început să ne gândim să părăsim și noi locurile de plimbare de pe Pas Plant sau din parc. Într-o bună zi am luat-o iar din loc și am pierdut curând din ochi turnurile lui Gaston Phoebus și ale lui Montusse. Ne reluam viața rătăcitoare, porneam iar la întâmplare pe drumuri lungi. Timp îndelungat, nu mai știu câte zile și câte săptămâni, am mers tot înainte, coborând văi, suind dealuri, lăsând mereu în dreapta noastră culmile albăstrii ale Pirineilor, ce semănau cu niște grămezi de nori. Apoi, într-o seară, am ajuns într-un oraș mare, așezat pe malul unei ape, în mijlocul unei câmpii roditoare. Casele, cele mai multe foarte urâte, erau zidite din cărămidă roșie, iar străzile erau pavate cu pietricele ascuțite, dureroase pentru picioarele unor drumeți care făcuseră ca noi 10 poște pe zi. Stăpânul îmi spunea că ne aflăm la Toulouse și că vom sta aici ceva mai mult. Găsirăm o mulțime, căci locurile de plimbare nu lipsesc la Toulouse, mai ales în partea orașului care se învecinează cu grădina botanică. E acolo, umbrită de copaci înalți, o pajiște frumoasă, din care pornesc mai multe bulevarde numite alei. Pe una dintre aceste alei ne-am instalat și noi și chiar de la primele reprezentații am avut parte de un public numeros. Din nenorocire, polițistul care păzea această alee nu văzut cu ochi buni prezența noastră acolo. Cred că nu-i plăceau câinii, sau poate că îi stânjeneam noi, serviciul, fie poate dintr-o altă pricină, încerca să ne alunge. Poate că în situația noastră ar fi fost mai cu minte să nu ne împotrivim acestei hărțuieli, căci lupta dintre niște bieți măscărici ca noi și oamenii poliției nu se dădea cu arme egale. Dar stăpânul meu nu judecă astfel. Cu toate că nu era decât un dresor de câini sărac și bătrân, cel puțin în prezent și după înfățișare, era foarte mândru, ba mai mult, era conștient de drepturile lui, adică, după cum îmi explica el, era convins că nu aveam de ce să ne fie teamă atâta timp cât nu săvârșeam nimic împotriva legilor sau regulamentelor polițienești. Astfel că refuză să se supună agentului când acesta încercă să ne gonească din alee. Când stăpânul meu nu voia să se lase pradă mâniei sau când avea el poftă să-și bată joc de cineva, ceea ce îi se întâmpla destul de des, obișnuia să depășească cu mult chiar și politețea lui italienească. Ai fi zis atunci, auzind felul cum își alegea cuvintele, că vorbește unor persoane foarte suspuse. Prealuminatul reprezentant al stăpânirii, se adresă el cu o plecăciune agentului de poliție, poate să-mi arate un regulament purces de la o susnumită stăpânire, prin care ar fi interzis unor umili artiști ca noi să se îndeletnicească cu nenorocita lor de meserie în această piață publică? Sergentul răspunse că ordinul nu se discută, ci se execută. Negreșit, răspunse Vitalis. Și așa înțeleg să și fac. De aceea vă făgăduiesc că mă supun ordinelor domniei voastre, de îndată ce îmi veți arăta în puterea căror regulamentele dați. În ziua aceea, sergentul ne întoarse spatele, iar stăpânul meu, cu pălăria în mână, cu brațul ridicat și adus de spate, îl conduse râzând pe sub mustață. În ziua următoare, însă, polițaiul se întoarse iar, trecu peste funiile ce îngrădeau locul pe care era instalat teatrul nostru și năvăli în plină reprezentație. Trebuie să le pui câinilor botnițe, îi răspunse el răstig lui Vitalis. Să le pun botnițe. Așa scrie în regulamentul poliției, s-ar cuveni să-l cunoști. Jucam tocmai sufletel la curățenie și cum era întâia reprezentație a acestei comedii la Toulouse, publicul nostru era foarte atent. Amestecul sergentului stârni murmure și proteste. Nu întrerupe spectacolul! Lasă-l să termine reprezentația! Dar cu un semn, Vitalis făcu tăcere. Scoțându-și pălăria, ale cărei pene măturară nisipul, de respectuoasă și de adâncă ce-i fu închinăciunea, se apropie de sergent și făcu alte 3 plecăciuni până la pământ. Prealuminatul reprezentant al stăpânirii a spus cumva că trebuie să le pun botniță artiștilor mei? Întrebă el. Da! Pune botniță câinilor și cât mai repede. Să le pun botniță lui Capi, lui Zerbino și Dolcei, strigă Vitalis adresându-se mai mult publicului decât sergentului. Dar domnia voastră nu știe ce spune. Cum ar mai putea preanvățatul doctor Capi, renumit în toată lumea, să prescrie curățeniile menite, să-l vindece pe sărmanul domn Sufletel, dacă susnumitul Capi ar purta în vârful nasului o botniță? Măcar dacă ar fi vorba de o altă unealtă, mai potrivită cu meseria de doctor, dar care nu se vâră în nas. La aceste cuvinte se stârni un hoho de râs, în care glasurile argintii ale copiilor se amestecau cu glasurile mai groase ale părinților. Vitalis, încurajat de aceste aplauze, urmă.
Și cum oare încântătoarea noastră dolce, infirmiera, ar mai putea să se folosească de graiul și de farmecele ei pentru a-l convinge pe bolnav să lase să îi se curețe măruntaiele dacă ar purta și ea pe vârful nasului ceea ce prea strălucitul reprezentant al stăpânirii poruncește să îi se pună? Întreb onoratul public și îl rog respectuos să-și dea cu părerea. Onoratul public, chemat astfel să se rostească, nu răspunse de-a dreptul, dar râsetele lui vorbeau de la sine. Îi dădea dreptate lui Vitalis, își bătea joc de sergent și mai ales se tăvăleau de râs la strâmbăturile lui Sufletel, care, stând în spatele prea strălucitului reprezentant al stăpânirii, făcea tot felul de giumbușlucuri. Își încrucișa labele ca el, își proptea pumnul în șold și își dădea mereu capul pe spate cu niște mutre și cu niște scheme de era de mai mare hazul. Sucâit de cuvântarea lui Vitalis, scos din fire de râsetele publicului, polițaiul, care nu părea să fie un om de înțeles, se răsuci pe călcâie și dădu să plece. În clipa aceea zări maimuța, care se proțăpise cu pumnul în șold, făcând pe grozava. Timp de câteva secunde, omul și animalul stătură unul în fața celuilalt, privindu-se ca și cum trebuia să se aleagă care din doi avea să plece ochii cel din tâi. Hohotele care izbucniră, nestăpânite și zgomotoase, puseră capăt acestei scene mute. Dacă mâine câinii nu au botniță, strigă sergentul amenințându-ne cu pumnul, îți fac proces verbal, atât îți spun. Pe mâine, senior, pe mâine, zise Vitalis. Și în timp ce sergentul se depărta cu pași mari, Vitalis rămase încovoiat de șale, într-o atitudine respectuoasă. Reprezentația continuă. Credeam că stăpânul meu le va cumpăra botnițe câinilor, dar nici gând. Seara se scurse, fără ca el nici măcar să aducă vorba despre cearta cu polițaiul. Atunci am îndrăznit să deschid eu discuția. Ca să nu-și rupă capii botnița mâine în timpul reprezentației, i-am spus, cred că ar fi bine să i-o punem puțin mai devreme. Ținându-i de capul lui, poate că s-ar obișnui. Crezi cumva că am de gând să le pun botul în fiare? De, mă tem că sergentul e hotărât să nu ne dea pace. Tu ești băiat crescut la țară și, ca toți cei de la țară, îți pierzi capul cum vezi un polițai sau un jandarm. Dar fii pe pace. Am eu grijă ca mâine sergentul să nu-mi poată face proces și nici elevii mei să fie prea năpăstuiți. Pe de altă parte, voi face în așa fel ca și publicul să se distreze puțin. Am de gând să mă folosesc de sergent ca să obțin ceva câștiguri bune. Îl pun să joace un rol caragios în piesa pe care eu pregătesc. Asta ne va mai împrospăta puțin programul și ne va face și pe noi să râdem. Așa că mâine te vei duce tu înainte, la locul nostru, singur, cu Sufletel. Vei întinde frânghiile, vei cânta câteva bucăți la harfă și când se va aduna în jurul tău destulă lume și va sosi și sergentul, îmi voi face și eu intrarea cu câinii. Atunci să vezi comedie. Nu-mi prea plăcea perspectiva de a mă duce așa singur să pregătesc reprezentația, dar începeam să-l cunosc pe stăpânul meu și să știu când puteam să-i țin piept și când nu. Era vădit că în împrejurările de față nu era cu putință să-l fac să renunțe la petrecerea pe care o pusese la cale. Trebuia deci să mă supun. A doua zi m-am dus la locul obișnuit și am întins frânghiile. De-abia cântasem câteva măsuri că lumea începu să se adune în grabă din toate părțile și să se înghesuie în jurul locului îngrădit de mine. În vremea din urmă, mai ales cât stătusem la po, stăpânul meu mă învățase să cânt la harfă, astfel că ajunsesem să cunosc pinișor cele câteva bucățele învățate de la dânsul. Era printre altele o canțonetă napoletană pe care o urnam din gura companiindu-mă de harfa care stârnea întotdeauna aplauzele publicului. Aveam acum multe din firea unui artist și, prin urmare, eram gata să cred, când trupa noastră avea succes, că acesta se datora și talentului meu. Totuși, în ziua aceea, am avut bunul simț să înțeleg că nu pentru a-mi asculta mie canțoneta se înghesuia lumea în jurul funiilor noastre. Acei care asistaseră în ajun la cearta cu sergentul reveniseră și aduseseră cu ei și prieteni. Nu prea sunt iubiți oamenii poliției la Toulouse, după cum nu sunt iubiți aproape nicăieri, și lumea era curioasă să vadă cum se va descurca bătrânul italian și cum își va face de râs dușmanul. Cu toate că Vitalis nu rostise decât pe mâine, senior, toată lumea înțelesese că această întâlnire, dată și acceptată, anunța o mare reprezentație unde avea să fie poate și prilej de râs și de petrecere pe socoteala poliției. De aceea, văzându-mă singur cu Sufletel, mai mulți spectatori mă întrerupseră să mă întrebe îngrijorați dacă are să vină și italianul. Vine numai decât și el. Și îmi cânta înainte canțoneta. Dar în locul stăpânului meu veni sergentul din ajun.
sufletel, îl zări cel din tâi și, de îndată, punându-și laba în șol și dând capul pe spate, începu să se plimbe în jurul meu, în lung și în lat, țeapând și cu pieptul bombat, cu un aer de trufie foarte caragioasă. Publicul izbucni într-un hoho de râs și aplaudă în mai multe rânduri. Sergentul, scos din fire, îmi aruncă privire amenințătoare. Bineînțeles că asta spori și mai mult veselia publicului. Îmi venea și mie să râd, dar pe de altă parte eram și foarte îngrijorat. Cum avea să se sfârșească toată povestea asta? Când Vitalis se afla de față era ușor, răspundea el sergentului. Dar acum, iată-mi singur și mărturisesc că nu prea știam ce să spun dacă agentul m-ar fi luat la rost. Înfățișarea acestuia mă făcea să presimt că lucrurile nu aveau să se termine foarte bine. Părea într-adevăr furios, întărtat la culme. Umbla în lung și în lat prin fața frânghiilor și când trecea pe lângă mine, avea un fel de a mă privi peste umăr care nu prevestea nimic bun. Sufletel, care nu-și dădea seama de gravitatea situației, se distra pe socoteala sergentului. Se plimba de colo până colo de-a lungul frânghiei, dar pe dinăuntru, pe când celălalt se plimba pe din afară și, trecând prin fața mea, mă privea peste umăr cu o mutră atât de caragioasă încât râsetele publicului se întețeau. Nevrând deloc să-l scot din fire pe agent, l-am chemat pe Sufletel la mine. Degeaba. Jocul acesta îl distra și pe el și nu voia pentru nimic în lume să mă asculte. Își continuă plimbarea, zbătându-se și scăpându-mi din mână de câte ori încercam să-l prind. Nu știu cum, dar se vede că polițaiul, orbit de mânie, își închipui că eu ațățam într-adins maimuța. Nici una, nici două sări peste frânghe, se repezi la mine și îmi trase o palmă de era cât pe ce să cad pe jos. Nu apucasem să mă dezmedicesc și să deschid ochii că Vitalis, ivit pe neașteptat între mine și sergent, îl și înhățase de încheietura mâinii. Nu-ți dau voie să te atingi de copil, spuse el. E o lașitate din partea dumitale. Polițistul vrut să-și tragă mâna, dar Vitalis i-o strânse și mai tare. Și timp de câteva secunde, cei doi bărbați se priviră drept în ochi. Sergentul turba de furie. Stăpânul meu era minunat. Își ținea drept capul lui frumos cu pielea albă de o rară noblețe, iar ochii îi scânteiau mânioși și poruncitori. Văzând această înfățișare, crezui că sergentul o să se lase băgubaș, dar nici de cum. Își smunci mâna, îl înhăță pe Vitalis de guler și îl împinse înaintea lui cu putere. Vitalis fu cât pe ce să cadă, atât de strașnic fusese îmbrâncit. Dar se îndreptă de îndată și ridicându-și brațul drept, îl lovi pe sergent cu toată puterea peste mână. Stăpânul meu era un bătrân vânjos, dar totuși era bătrân, pe când sergentul era un om încă tânăr și plin de putere. O luptă între ei n-ar fi ținut mult, însă nu a avut loc nicio luptă. Ce vrei? Întrebă Vitalis. Te arestez, urmează-mă. Pentru că l-ai bătut pe copil? Lasă vorba și urmează-mă. Vitalis nu răspunse nimic. Întorcându-se spre mine, îmi spune. Tu de la Han și stai acolo cu câinii, îți trimit eu vorbă ce să faci. Nu putu să spună mai mult, căci sergentul îl târâ după el. Așa se isprăvi această reprezentație pe care stăpânul meu o voise veselă și care se sfârșise atât de jalnic. Primul imbold al câinilor fu să-și urmeze stăpânul, dar le porunci să rămână lângă mine și, obișnuiți cu ascultarea, ei se supuseră. Observai atunci că, în loc să-și aibă boturile prinse într-o rețea de fier, erau într-o plasă. Aveau în jurul botului câte o pânglicuță îngustă de mătase legată cu fundă. Capi, care avea blana albă, purta o panglică roșie. Zerbino, care era negru, avea o panglică albă, iar Dolce, care era cenușie, o panglică albastră. Erau botnițe de teatru și negreșit că Vitalis îi împodobise astfel pe câini pentru păcăleala pe care voia să-i o tragă sergentului. Publicul se împrăștiase repede. Doar câteva persoane mai rămaseră pe loc discutând cele întâmplate. Bătrânul a avut dreptate. Ba n-a avut. Curcanul nu trebuia să se atingă de copil, că doar n-a făcut nimic și n-a spus nimic. Urâtă poveste. Dacă polițaiul reclamă pe bătrân că s-a răzvătit împotriva stăpânirii, să vezi că nu mai scapă de la închisoare. M-am întors la Han peste măsură de amărât și de îngrijorat. Trecuse de mult timpul când Vitalis îmi insufla teamă. La drept vorbind, timpul acela nu ținuse decât câteva ore. Simțisem foarte curând față de el o dragoste sinceră care sporise zi de zi. Trăiam aceeași viață, mereu la oaltă, de dimineață până seara și de multe ori, de seara până dimineața, când împărțeam pentru dormit același maldăr de paie. Un tată n-ar fi avut atâta grijă de copilul lui cât avea el de mine. Mă învățase să citesc, să cânt, să scriu, să socotesc. În timpul lungilor noastre hoinăreli, folosise fiecare clipă, dându-mi lecții, când despre una, când despre alta, după împrejurări.
În zilele geroase împărțise cu mine pătura. Pe arșiță mă ajutase întotdeauna să duc partea de bagaje și de lucruri cu care eram împovărat. La masă, sau mai bine zis când mâncam, căci nu prea ne așezam noi la o masă adevărată, nu-mi dădea niciodată bucata cea mai rea ca să-și păstreze lui pe cea mai bună. Dimpotrivă, împărțea cu mine în măsură egală și bun și rău. Câteodată, e drept, mă mai trăgea de urechi sau mai dădea câte o palmă ceva mai grea decât ar fi fost poate aceea a unui tată. Dar aceste mici pedepse nu-mi puteau șterge din minte îngrijirile lui, sfaturile lui bune și toate dovezile de dragoste pe care mi le arătase de când eram împreună. Mă iubea și îl iubeam. Această despărțire mă lovi deci foarte dureros. Oare când aveam să ne revedem? Auzisem vorbindu-se de închisoare. Câtă vreme puteau să-l țină acolo? Iar eu ce să fac în acest timp? Cum să trăiesc? Din ce? Stăpânul meu obișnuia să păstreze toți banii la el și, înainte de a fi târât de sergentul de poliție, nu avusese timp să-mi dea nicio lescaie. Oare cât timp or să ne ajungă cei câțiva gologani pe care îi aveam bunzunar ca să ne hrănim cu toții, sufletel, câinii și eu? Vreme de 2 zile am trăit într-o neliniște adâncă, neîndrăznind să ies din curtea hanului, îngrijind de sufletel și de câini care stăteau cu toții plăștiți și amărâți. În sfârșit, în cea de-a 3-a zi, un om mi-a adus o scrisoare de la Vitalis. Prin scrisoarea aceasta, stăpânul meu îmi dădea de veste că fusese închis și că urma să fie judecat sâmbăta viitoare la Tribunalul Corecțional pentru vina de a se fi împotrivit unui reprezentant al autorității și pentru o violență săvârșită asupra persoanei acestuia. Lăsându-mă dus de mânie, adăugă el, am făcut o mare greșeală care ar putea să mă coste scump. Dar e prea târziu pentru a mai îndrepta. Vino la ședință. Vei avea prilejul să mai înveți câte ceva. Apoi îmi dădea câteva sfaturi învățându-mă ce să fac și termina îmbrățișându-mă și însărcinându-mă să-i mângâi din partea lui pe Capi, pe Sufletel, pe Dolce și pe Zerbino. Pe când citeam scrisoarea, Capi stătea între picioarele mele cu nasul pe hârtie, mirosind, adulmecând și dând din coadă ca să-mi arate de sigur că recunoaște după miros de unde e scrisoarea. Pentru prima dată în 3 zile era iar vesel și zburdalnic. Interesându-mă, am aflat că ședința Tribunalului Corecțional începea la ora 10. Sâmbătă, de la ora 9, stăteam rezemat cu spatele de ușa tribunalului și astfel am intrat cel din tâi. Încetul cu încetul, sala se umplu și am recunoscut multe persoane care fuseseră de față la cearta cu polițaiul. Nu știam până atunci ce erau tribunalele și justiția, dar îmi era totuși frică îngrozitoare de ele. Mi se părea, deși era vorba de stăpânul meu și nu de mine, că eu sunt în primejdie. Mă trăsei în dărătul unei sobe mari și, lipindu-mă de zid, mă făcui cât mai mic cu putință. Nu pe stăpânul meu îl judecară cel din tâi, ci pe niște oameni care furaseră, care se bătuseră, care toți spuneau că sunt nevinovați și care, până la urmă, au fost totuși condamnați cu toții. În sfârșit, Vitalis se așeză și el între cei 2 jandarmi pe o bancă pe care stătuseră ceilalți inculpați. Ce s-a spus mai întâi, ce l-au întrebat, ce a răspuns el, habar n-am. Eram prea emoționat ca să înțeleg sau cel puțin să aud ceva. De altfel, nici nu mă gândeam să ascult, ci doar mă uitam. Mă uitam la stăpânul meu care stătea în picioare, cu pletele lui colilii date pe spate, având înfățișarea unui om rușinat și îndurerat. Mă uitam la judecătorul care îl întreba. Așadar, spuse acesta, recunoști că ai lovit de mai multe ori pe agentul care te-a arestat? Nu de mai multe ori, domnule președinte, ci numai o singură dată. Când am ajuns în piața unde trebuia să aibă loc reprezentația noastră, l-am văzut cum i-a tras o palmă băiatului care era cu mine. E băiatul dumitale? Nu, domnule președinte, dar îl iubesc ca și cum ar fi al meu. Când am văzut că îl bate, mi-am ieșit din fire. L-am apucat de mână și l-am ținut să nu dea și a doua oară. Recunoști că l-ai lovit pe agent? Trebuie să spun că atunci când acesta m-a apucat de guler, am uitat cine era omul care se aruncase asupra mea, sau mai bine zis, n-am mai văzut în el decât omul, în loc să văd agentul, și fără să vreau, fără să cuget, am făcut un gest. La vârsta dumitale se cade să cugeți. Se cade, dar din păcate nu faci totdeauna numai cum se cade. Acum îmi dau seama. Să-l auzim pe agent. Acesta povesti faptele așa cum se petrecuseră, dar stăruind mai mult asupra felului cum își bătuse joc de persoana lui, de glasul și de gesturile lui, decât asupra loviturii pe care o primise. În timpul acestei depoziții, Vitalis, în loc să asculte cu atenție, se uita prin sală, prin toate părțile. Înțelesei că mă căuta.
Atunci mă hotărâi să ies din ascunzătoarea mea și, strecurându-mă printre curioși, ajunsese în rândul din față. Mă zări și chipul lui întristase lumină. Simți că era fericit să mă vadă și, fără să vreau, mă potiră lacrimile. Asta e tot ce ai de spus în apărarea dumitale? Întrebă în sfârșit președintele. Pentru mine n-aș mai avea nimic de adăugat, dar pentru copilul care mi este atât de drag și care va rămâne singur, pentru dânsul cer indulgența tribunalului și îl rog să ne țină despărțiți cât mai puțin timp cu putință. Credeam că îi vor da drumul, dar ți-ai găsit. Un alt magistrat vorbi timp de câteva minute, apoi președintele, cu voce gravă, spuse că numitul Vitalis, dovedit de a fi adus în jurii și de a fi făcut uz de violență împotriva unui agent al forței publice, era condamnat la 2 luni de închisoare și la 100 de franci amendă. 2 luni de închisoare? Printre lacrimi văzui ușa prin care intrase Vitalis deschizându-se. Îl văzui ieșind cu un jandarm, apoi ușa se închise la loc. 2 luni de despărțire. Unde să mă duc? Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la acest canal apăsând butonul roșu de abonare ca să primiți o notificare când apare un video nou. De asemenea, puteți căuta acum cărțile sau eseurile preferate prin Lecturi Online Podcast pe iTunes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, oriunde preferați sau oricând preferați. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public. Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră, și vă mulțumesc că ați ascultat acest podcast. Până data viitoare, vă invit să răsfoim împreună prin cărțile pe care le-am lăsat în urmă. Pe curând!